La școală ca la corporație, accesul în cea mai mare școală din Oradea se face de astăzi cu cartele magnetice personalizate. Măsura a fost luată pentru siguranța elevilor, dar are și beneficiul că îi oprește pe școlari să mai chiulească. În plus, profesorii speră ca noul sistem de acces să-i disciplineze și pe părinții care își aduc copiii la școală cu întârziere. Investiția ce constă în 8 turnicheți și sistemul de monitorizare a costat 50.000 de euro, bani suportați integral din bugetul Colegiului Național Onisifor Ghibu. Inițial s-a dorit ca intrarea în școală să se facă în urma recunoașterii faciale a copiilor, însă nu toți părinții au fost de acord. Primul lucru care ne ajută este siguranța copiilor, pentru că cu toții ne trimitem copiii la școală pentru a fi în siguranță. Și vedeți ce se întâmplă în întreaga lume, tot felul de nebunii, și atunci trebuie să vedem, să facem tot ce ne stă în putință ca copiii să fie în siguranță. Cartelele de acces sunt folosite atât de elevi cât și de profesori. De exemplu, un elev care are program până la ora 14 nu va putea ieși mai devreme din școală. Cartelele sunt personalizate, ieșirea din școală fiind posibilă doar în concordanță cu orarul elevului. Vă dau un exemplu de clasa a 9-a. Clasa 9D, care are ore de la 8 la 14, copilul poate să intre cu cartela lui până la ora 8. La ora 8 îi se blochează accesul de a intra în incinta școlii și poate să iasă după ora 14. Nu poate să iasă pe parcursul celor 6 ore. Întârzierile vor fi raportate, iar elevii care ajung după ora 8 vor fi înregistrați de portar pentru a asigura o mai bună comunicare cu familiile acestora. La 3 întârzieri, părinții vor fi înștiințați. Mi se pare în regulă. În ce sens? Sperăm să fie în siguranță. Nu te aștept să primești mesaje dacă cumva chiulește când va fi mai mare sau ceva? Da, vreau. Elevii care își vor da cartelele unii altora vor fi sancționați cu scăderea mediei la portare. Această pedeapsă o va primi și elevul care a luat cartela unui coleg, dar și cel căruia îi aparține legitimație electronică. Cred că nu mai e așa aglomerată școala. Școala nu e așa aglomerată? Da, mi se pare. Cu părinți, copii, nu mai știi în ce parte să iei. Până acum intrai cu copilul în școală? Da, intram toți. Și îl consider mai în siguranță, ținând cont că intră doar elevi? Cred că da. Mi se pare foarte ok, pentru măcar suntem în siguranță. Măcar suntem siguri că nu intră nimeni, nu iese nimeni și mi se pare mult mai practic așa decât să nu știi pe unde e copilul. Chiar și elevii sunt încântați de sistem. Ne motivează să venim la timp la școală și ne ține în siguranță, dar ca la orice altă chestie există și dezavantaje. Nu mai poți să întârzi din aproape orice motiv, să zic, cum puteai până acum. În rest, mi se pare o chestie foarte folositoare. Timp de 2 săptămâni, cei 2200 de elevi vor putea intra în școli, atât pe poarta păzită de portar, cât și pe cei 8 turnicheți. Mai apoi, accesul se va face exclusiv după controlul electronic.